Bine v-am găsit la un nou episod, eu sunt Iceby Gaming și astăzi începem prima carieră de pe FIFA 24. Începem cariera cu Steaua, după cum am zis acolo, l-am adus înapoi pe Laurențiu Reghi, cam să câștige titlul aici și să ducă Steaua înapoi în glorie în grupele Champions League sau Europa League. Așa că hai să ne alegem și Tactical Vision-ul. Tiki-taka. Ok, stai că ne alegem ăsta și revenim după. Ok, ne-am ales și ăla, acum ce este Higher Coach. A, pentru Gegen Pressing, cred că mi-am ales ce genul să am și uitat. Da, uite, Gegen Pressing acolo, Current Tactical Vision. L-am putea lua pe ăsta, că nu știu dacă nu-i prea scump ăsta primul. Știi ce zic? Luăm pe Iosif Preda. Este aici Iosif Preda și îl punem pentru attacking. Sau uite. Ok, nu știu ce s-a întâmplat. M-am stat că mă depășesc astea. Sprint, knowledge, nu știu ce. Habar n-am ce asta. N-am nevoie de mai multe și hai să, da, suntem aici în meniu, v-am zis, e un pic mai greu cu cariera acum, că de-abia am venit pe carieră. Bun, deci ideea e că suntem pe cariera cu Steaua, am zis-o de nu știu câte ori, nu contează, suntem echipa, adică știu echipa în principiu, mi-am scoat hub să punem peste de transferuri împreună pe cei care nu ne trebuiesc, stai să luăm frumos de la goalkeeper Vlad, Cenca, portar de rezervă merge, Târnovanu e ok, Udrea l-aș da în loan, Gania poate să plece și el și Panțâru, unul tot strână, Chiricheș din păcate după mine este cam bătrân, deși mi-ar plăcea primul, să rămâne aici primul sezon, Chiricheș să ne ducă în grupele Champions League, ok, ăștia pot rămâne aici, Alexandru Gogescu îl putem da loan, Olaru, au venit și noi transferul Babal, Hasan și Luis Felipe sunt aici. Rada Slavescu și pe el l-aș putea da în loan. Și pe Rotariu putem vinde. Miculescu, sincer, nu-mi place, aș vrea să-l vând. Dan Spătaru îl dăm în loan și mai e Companio care nu e cel mai bun, dar nici cel mai slab atacant. Am pus ce se întâmplă la inbox. Așa, we are delighted to join us. Ok. Haideți, obiectivele, în critică asta, să câștigăm Superliga și să câștigăm Cupa. Ok, și asta e sign one player born in North America. Oh. Ok, sign a list to players. Astea deja nu sunt așa importante, astea cu low. Ok, player chat, n-avem nimica. Avem scout report-ul aici, să dăm un pic să ne... Până mai mă gândesc și eu pentru lista de transferuri. Avem pe Bassam Al Ravi ăsta. Îl dăm pe îl ducem pe Angel să-l vadă. Ok, ar mai fi mai lat, care e un jucător interesant. Mai jers ăsta. Ok, cam atât dacă am dat aici pe scouturi. Dăm advance un pic, dăm ce oferte primim. Ok, te ne băgăm într-o cupă asta. Și ne îndim la transferul care trebuie să vină la FCSB. Steaua, AK. Ok, putem intra la inbox, European, nu știu ce, azi ce ne urează jucătorii, Miculescu. Aha, ești, ok, I'm looking at options. Glad we agree. Uite, domnul capitan Darius Solaru ne urează la mulți ani. Domnul fește, la mulți ani, azi bun venit, hai că... Hai că suntem tari. Bun, avem match de acum. Stai să fac echipa. Primul 11, vedem cum o să începem. Nu prea îmi place sistemul ăsta. Vreau un 4-3-3 clasic. Unde e atac? Ori atac, ori flat. Continue editing și îl băgăm pe shoot. Avem shoot, Olaru. Așa mai bine. Și cred că ar putea veni Babal, Hasan și aici în dreapta Luis Felipe sau Tavi Popescu. Hai începem, încercăm cu Tavi.
Oricum avem opțiuni. Aici în apărare, dar are pace-ul. Are pace-ul și Ingheza îmi place la ei. Târnovanu, Rădune și Pantea e clar. Începem așa și vedem, stai să și la rezerve pe cine putem băga. Ok, Luis Felipe clar. În locul lui Rotariu, că oricum pleacă. Kirikesh, trebuie să vin aici. În locul lui Haruț și Crețu. În locul lui Ovidiu Popescu. Și avem pe băieții ăștia aici, în caz că trebuie să intre Gania, nici nu ne mai intră în discuții. Ok, yes. Hai să vedem primul meci, îl simulăm și apoi revenim cu transferurile. Kick-off. Quick sim. Hai să vedem cum ne descurcăm. Vreo 3-1. Coman, Companio și Pantea marchează pe noi și câștigăm primul meci cu 3 la 1 împotriva lui Molenbeek Bek. În fine, hai ne uităm pentru niște transferuri acum. Între timp am primit o ofertă pentru Panțâru pe care îl dăm, nu stăm să negociem pentru el că nu ne ajută chestia asta. Ok, hai să arăt aici la transferuri că am pus ceva băieți pe listă. Ar Drăguș, Stanciu și ăștia doi, pentru că trebuie să din America de Nord, pentru că niște canadieni ar merge. Cred că Drăguș ar fi prima țintă după mine. Ne-ar trebui sau poate pe ăsta liber de contract, nu se știe. Ok, continuăm. În continuare îi dăm advance. O ofertă pentru Olaru și pentru Miculescu. Ok, la Olaru rejectăm, clar. Haideți la Miculescu. Cât el are? 2, 2 milioane, nu, trebuie să negociem. 4 milioane de am, deși nu știu dacă nu-i prea mult. Remove, propose, hai să 4 milioane fix pentru David Miculescu. Nu, counter, nu am nevoie de niciun jucător. 4 milioane fix, nu stau la discuții. Ai, bă, lasă-mă cu ăla. Frate, numai pe ăsta, numai că mai scad prețul atunci. 3 milioane 750 de mii. Pentru David. O accepta Karagümrük. Ok, 3 milioane 750 de mii. Să luăm pe David Miculescu, e o sumă bună. Bună dacă mă întreb pe mine, că oricum nu juca. Bun, hai să avansăm. Vine meciul, avem o ofertă pentru Rada Slavescu pentru un an la Zaragoza, îl acceptăm să vină din vară mai puternic de acolo și merge în Spania, în Liga a doua, cred că, dar oricum, tactical view, ce asta e, că nici nu știu ce fac toate butoanele, adică, cred că ăsta e antrenorul, nu-mi place așa, să mă uit de pe margine, nu vreau. Jump to scene. Oz. Opa, s-a blocat. Jump to result. Ok, câștigăm 2-1. Coman și Olaru. Până acum avem două meciuri din două câștigate. Am uitat să schimb, să fac schimbări, dar aia e. Team strategia ce am făcut aici. Nu știu exact ce face chestia asta. Coach. Tactical vision. Achieved one. Cică. Dan. Habar n-am ce s-a întâmplat. Ok. Prima plecare de la echipă, probabil Ionuț Panțăru, da, se transferă la Paris FC pentru 570.000 de euro. Da, e un good deal. Cică, da. Hai să încine ce e eu, să vedem. Oh, Defenders to watch, ok, hai să vedem ce s-a întâmplat. Sims below par, low on energy. Ok. Putem da așa și băluță, văd că e un pic obosit. Oh, fitness. Uite, așa-i crește. Oh, invers, stați, că v-am zis că până mă prind eu, e mai...
greu un pic. Restul par ok, băieții. Hai să dăm Udrea loan. Loan to buy. Hai să negociem cu Barnsley pentru Udrea. Acceptăm loan to buy. Na, propose 1 year. Ok, mai trebuie 560 de euro tot acolo. Transfer. Bă, dă-l încolo că așa nu mă interesează. Laurențiu Reckingham, mai vine un jucător de ce de la echipă. Ok, Panțuru sold. Hai că așteptăm că trebuie să vină imediat rezultatele. Ok, mai pleacă. Asta e David Miculescu, cred că. Da, pleacă Miculescu la Karagümrük în Turcia, probabil. Hai să vedem ce notă primim pe acest transfer. Nota A. Bine de tot. Bun de tot, de tot. Match day. Hai să vedem. Cum, bă, ce mi-ați cum arată aici canaiva pre-match report. Tactical vision. No, bine, și eu cum eu schimb. Da, bă, nu spune când mai de aici pot să schimb, că e nasol. Kick-off. Fian, bă, că nu pot. Mă, eu nu înțeleg. A, uite, team management, bă, ce pampălăuz. Ok, hai să dăm echipa cum jucăm acum. Intră Crețu, intră Kirikeș Daua. Hai cu Alexandru și Luis Felipe, Companio, Rotariu. Cred că pot juca cu Luis Felipe aici în stânga liniștit și îl băgăm pe Rada Slavescu la mijloc. Olaru rămâne și hai să intre și Andrei Vlad în poartă, rezervă Coman și asta e treaba. Dăm quick sim și hai să dăm câștigăm 2-1 și cu ăștia cu Sparta Rot. Olaru face dubla și a antrenat cred că pe locul 1, adică sigur a antrenat pe locul 1 campionatul ăsta, mai luăm 1 milion de euro. Nu e nicio problemă. Bun, uite, Rapid îl ia pe Leonel cu Enonez ăla. Ok, mai avem o plecare, Rada Slavescu, ăsta-i loan. La Real Zaragoza. Foarte bine. Să meargă acolo. Și azi de noi ce avem în inbox? Tournament prize money, Rada changing the focus of Kirikeș. Stai, care problema? Has been on a balanced training plan but hasn't really benefit from that. Focusing on performance now would be a good idea. Unde e Kirikeș? Hai, all out performance. Încă ofertă pentru asta, pe ăsta eu terminat scout-ul, 67 OVR. Ok, știi, mai am 25 zile până e gata aia, dar hai să vedem, nu aici, op, vedem pe Udrea, loan offer, iară. Îi dăm regla asta că merge dincolo, nu avem timp acum. Vine meciul cu Șep și trebuie să prind training plan-ul. Hai să vedem cum se simt băieții. Bun, îi dăm așa. Și lui performance focus. Stau bine băieții, bine de tot. Kirikeș e pe bine, cât de cât. Alexandru, Ovidiu, Popescu, uite, nu prea... Îi dăm așa, all out performance. Bun, hai dăm advance și avem primul meci din campionat cu secțiunea de ofertă pentru Pantea. Dar nu-l vindem noi pe Pantea. Hai să dăm și calendar, să dăm când jucăm. Meciuri ca lumea, calendar, ok, avem cu Shape și apoi avem cu CFR în deplasare, care probabil va fi în episodul viitor. Acum avem doar aici, ok, ăsta e Udrea, după barbă, da, pleacă Răzvan Udrea la Barnsley, tare de tot. Acum avem pe cine transferăm în echipa asta, Adrian Shoot, bă, tot mergea astea, thanks to your training shoot, I recommend putting them on a balance. Adi shoot. Balance. Și player chat, I've been playing pretty well, I think. Lasă-mă rotariule, că nu știu dacă jucăm cu tine.
Ok, avem Șepși, kick-off. Avem team management, vedem cum jucăm. Jucăm cu echipa principală. Cred că jucăm cu echipa principală. Chiriche și cam obosit, ar putea intra Haruț să fie. Alexandru și el Gorgescu. Da, n-avem alte opțiuni. Jucăm așa. Îi dăm quick sim și hai să dăm primul match din campionat. Câștigăm 2-1. Olaru și Coman marchează, bineînțeles, cei mai valoroși jucători de la Steaua. Batem Șepși și câștigăm meciul din episodul ăsta. Continuăm să dăm transferurile. Mă, dar nu termină la atât de... Atletico Bilbao îl vrea pe Pantea. Keep working, bă, rotariule. Bun, hai să dăm acum. Drăguș are 69, Stanciu 77. Ok, hai să mergem la Drăguș, pe shortlist. Să vedem dacă îl putem cumpăra. Transfer Hub, Denis Drăguș. Este cam 3 milioane. Cred că e bine. Hai, approach to buy. Oh. No, nu cred. Ce țapă ne-am luat. Și pe ăștia ce fac ăștia? Ah, pe ăsta au trenat 800 de mii. Și ăsta e 825 de mii, deci probabil nu ne ajută nici pe Traso, nici ăla. Da, mă, și chiar am vrut să luăm pe Drăguș. Luca pe Traso, uite, Final Scout Report. 61-62. Slăbuț, hai să ne mai tem un pic transferuri la Scout Report. Creț, Ado. Hai să vedem pe Ado ăsta, îl putem pune. Papo e tank, Papo, n-ai ce zice. Uite-l pe Eric Williamson, îl punem și pe el. Jones. Opa, Adi Rus e liber de contract. Mamă, vedem episodul viitor ce facem. Marius Roman de la Copenhaga. Să vedem ce zice. Abundau, Borța. Ok, pe ăștia știu. Ok, aici terminăm episodul. Sper că v-a plăcut. Scrieți în comentarii, vă rog. Nu știu, ce jucător credeți că mai ar trebui să ne ajungem aici la echipă? Nu mai știu să vorbesc. Episodul viitor jucăm meciul cu CFR Cluj și aducem jucători la echipă 1, cel puțin, poate 2, că echipa e destul de bazată, zic eu. Dacă vă place această serie, vrem să o continuăm, like, share, subscribe. Eu am fost IceBGaming, ne vedem data viitoare. Pa, pa!